La începutul lunii septembrie, iată ce mai semăn eu în seră, în țevile PVC, pe care le avem atârnate. Vă spuneam în alte videoclipuri că aceasta este o soluție foarte bună pentru cei care au probleme cu spațiile prea mici de grădinărit. Și salata o să o semăn în ghivece. Este o salată recoltată de mine din 2021. Sper să mai răsară ceva anul acesta. Aici am salată fetică, îi spune, am un plic jumate. O să semăn tot pentru că deja în ianuarie 2024 a expirat, dar ceva tot sper să mai iasă și acum. Este salată de câmp foarte gustoasă, de altfel nouă ne place foarte mult și se seamănă în perioada august-septembrie. Rucola, iarăși o să semăn. Mie îmi place foarte mult rucola. Spanacul de asemenea și el să seamănă acum în perioada asta, de la jumătatea lunii august și în septembrie. Și de asemenea pentru cultura de primăvară se seamănă din februarie până la sfârșitul lunii martie. O să-l pun pe tot pentru că expiră și el în cursul acestui an. Și o să-l pun mai des, o să-l semăn pentru mai mult pentru a obține vlăstarii mai degrabă decât spanacul la distanța corespunzătoare. Practic, plantuțele acelea micuțe, care sunt foarte, foarte valoroase, sunt pline de nutrienți, mult mai bogate decât planta ajunsă la maturitate. Spanacul o să-l pun în țevi, rucola de asemenea în țevi, fetica în țevi, toată cu excepția salatei, care prefer să fac mai întâi răsaduri în ghivece, după care să transplantez în țevi, ca să am până toamna târziu, chiar și iarna rezistă dacă este protejată cu folia grill. Cam astea sunt planurile, dragilor, pentru ziua de astăzi. Bineînțeles că o să vă țin la curent și cu ce mai am prin seră. Am mai făcut ceva modificări, dar într-un alt videoclip, ca să vă explic mai detaliat ce am făcut acolo.